Iată-ne, estimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimb, invitatul nostru de astăzi este preotul candidat independent la funcția de primar a Comunei Certej, domnul Băluță Petru. Mulțumesc frumos, mi-ați șoptit. Vede? Nu-i frumos să șoptești? Nu o să mai șoptesc. Vă rog să nu mai șoptiți. Vă promit, vă lăsați-mă așa. Eu vă pun pe dumneavoastră în încurcătură aici. Am văzut, vreți să am observat și vă mulțumesc că vreți păi să mă încurcați. Păi despre ce facem aici? Ia spuneți-mi, părinte, că vorbeam înainte de publicitate. Domnule, vreți să fiți primari? Pe mine mă distrează chestia asta la maxim. Jur. Ce are, domnule, preoția cu primăria? Nu înțeleg nici să mă pici cu ceară. Ia mă și pune-mă pe cruce, deși nu merit lucrul ăsta. N-are nicio treabă. Ești ludugă a doi stăpâni. Nu, am să încerc să vă răspund foarte succint. A fi preot înseamnă a fi slujitor al lui Hristos. Îl iubești pe Dumnezeu și în același timp îi iubești pe oameni. Dacă ești preot și trăiești preoția cu adevărat, preoția se practică pe pământ, dar este din ceruri, este de la Hristos. Un preot, după ce a practicat preoția, poate fi un altfel de primar. Asta îmi doresc eu. Și cred că voi reuși să demonstrez că în țara asta mai sunt oameni care se pun în slujba semenilor lor. Din păcate, nu se prea practică în politica românească. Și asta este țelul meu. Nu renunț la preoție. Preoția rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Asta e vrăjeală. Dacă nu ești primar, mă duc înapoi preot, să mă iertați. Nu aveți dreptate. N-aveți dreptate. Păi, demonstrație. Eu vreau deci să fac ceva. Omenește. Eu vreau să fac ceva. Eu vreau Popa să fac... e în două luntri. Acum e cu fundul în două luntri. Slujește la doi stăpâni. Bă, nu ești primar, mă duc înapoi Popă. Vine ăla cu parastasul, cu înmormântarea, cu botezul. Să știți că e esențialul preoției. Esențialul preoției. Preoția face lucruri slujesc, minunate pentru oameni. Slujesc, îmi iau salariul de preot în continuare. Da. Deci nu rămân pe drumuri. Pe românește. Dacă eu nu sunt pe drumul oricum, n-am fost niciodată ca să vă spun. Iar vă zic, domn primar. Spuneți păi vă zic, domn primar, că sunt obișnuit cu primarii aici. Da, corect. Părinte, sunteți preot, aveți serviciu, da, aveți salariu, da, mai câștigați un alta. Dacă nu ieșiți primar, ce faceți dacă vă dați demisia? Nu am luat în calcul asta, să știți că puteam să... Sunt suspendat. Sunt suspendat, m-am autosuspendat pentru perioada campanie. Dacă există posibilitatea asta, de ce să mă folosesc? Corect, de asta zic, deci sunteți cu așa în două luntri. Dacă dumneavoastră ziceți... Păi nu e așa. Ziceți-mi că nu e așa. Adică omul își ține soluția de rezervă acolo. Eu îmi doresc să fac ceva pentru oamenii de acolo. Am demonstrat că pot să fac prin ceea ce am realizat la Certej și să știți că n-am avut de gând numai cu o perioadă, da, o perioadă la insistențele oamenilor. N-am vrut să fac treaba asta, dar am văzut că oamenii de acolo au nevoie de altceva și am considerat că este datoria mea să mă implic pentru binele cetățenilor din Certej. Asta a fost gândirea mea pentru momentul acesta, nu altceva. Bun, am înțeles. Haideți să vă mai spun ceva, că de fapt eu nu-mi doresc să fiu primar ca deci să ajung, nu stați așa, nu, continuăm, asta a fost doar început. Așa. Nu-mi doresc să ajung primar ca să ocup un scaun și să trăiesc bine în Certej, nu știu cât, 16 ani. Nu-mi doresc să ajung primar ca să dezvolt afaceri cu statul, cum fac unii, oameni de afaceri și chiar mi-am pus problema asta. De ce își doresc foarte mulți cu firme să meargă în politică sau la primărie? Pentru că este foarte ușor în afacerile cu statul să faci bani. Dacă ai firmă, și te duci la primărie, înseamnă că îți dorești să te dezvolți ca și firmă. Eu sunt un om care nu am nici firmă te duci să faci și am dorința să fac lucruri pentru cetățeni. Sunt liberal, ceva n-am niciun fel de activități extra, renunț pe perioada mandatului de primar și la preoție să nu fiu implicat decât în problemele comunității. Cred că asta e atul meu. Da, aveți sediu de campanie electorală. Unde e sediu de campanie? Nu am sediu, că vă dați seama că și independent e mai complicat. Păi nu, dar de exemplu stau și mă gândesc acum, ați avut nevoie de semnături de susținere. Da. De din alea, de trebuie un sediu acolo. Unde l-ați făcut? La biserică. Ați uitat că sunt susținut de PSD și PSD-ul mi-a oferit toate facilitățile astea. Deci le mulțumesc. Au muncit ei pentru... Am muncit împreună. Haideți să zicem așa, să formulăm corect. Mai mult ei. Am muncit și eu și o să muncesc și mai mult în campanie. O să vedeți.
Cu PSD-ul lângă, independent, cu împreună, PSD-ul. Împreună, noi, am spus noi acolo și când am spus noi, m-am referit la persoana mea și la Partidul Social Democrat. Părinte, dar nu pot să nu vă întreb, când sunteți hirotonisit, așa se spune, da, nu? Da. Depuneți un jurământ. Da. Ce ziceți acolo în jurământul ăla? Nu se referă la politică jurământul care îl depune noi la hirotonie. Dar se referă la Hristos, la mireasa la biserică, Hristos, la biserică, la credincioși, la partea spirituală a comunității. Și da. Jurați credință bisericii. Da, sigur, da. Și acum, prin faptul că vă autosuspendați și mergeți acolo, nu cumva nu vă încălcați? Acum hai să... Haideți să vă spun ceva. Fiecare creștin ortodox... Știți cum e? Și eu mă înșel nevasta, numai o dată. Fiecare... Nu se pune. Dați-mi voie să vă explic. Nu se pune. Fiecare creștin ortodox, prin taina Sfântului Botez, devine un ostaș al lui Hristos. Se înrolează în armata lui Hristos. Asta este semnificația, pe scurt, a Sfântului Botez. Prin botez. Prin botez, prin Sfântul Botez. Ei, atunci, nu numai preotul, fiecare creștin în viața lui de zi cu zi este un luptător pentru Hristos și pentru biserică. Biserica, de fapt, este comunitatea tuturor credincioșilor. Preotul este un slujitor al lui Hristos și în biserică. Dar și ceilalți care fac parte din biserică au același jurământ pe care îl fac prin taina Sfântului Botez, că îl vor sluji pe Hristos. Păi, de acord cu dumneavoastră, dar nu pot eu să vin să predic la amvon în locul dumneavoastră. Ba, se poate, dacă aveți acceptul preotului și preotul vă dă binecuvântarea, puteți, eu dacă vă invit la certej, uitați, mulțumesc, eu fac asta. Nu cred că mă ține și nu cred, cred că aș face un mare păcat. Vă spun că sincer, oricât de ostaș al lui Hristos aș fi eu. Nimeni nu este fără de păcat. Să știți, aici este problema noastră, că noi uneori în aroganța noastră ne credem unii mai buni ca alții. Dar eu nu. Nu spun de dumneavoastră, spun, vorbesc în general oamenii sau între confesiuni, relațiile și așa mai departe. Păi vedeți, iată, toți suntem păcătoși. Vă credeți mai bun decât actorul primar, înseamnă că sunteți arogant. Nu mă cred mai bun. Eu sunt, din punct de vedere administrativ, aș îndrăzni să spun că sunt mai bun, că afirmația mea se bazează pe fapte. Noi ne uităm în viața unuia și a celuilalt și vedem ce a făcut. Am ați provocare. Din punct de vedere administrativ, ați fi mai bun decât primarul. Da, sunt convins. Părinte, de aia sunteți primar la Certej. Da. Dom'le, zi-mi și mie, din ce-i făcut bugetul? Din ce-i compus? Bugetul? Da. Din venituri, taxe, impozite. De acord cu dumneavoastră. De falcări, de pe la Consiliul Județean, să mai dau bani. Hai să luăm așa. Domnule, eu învăț foarte repede. Haideți să vă spun ceva și eu, dacă mă luați cu buget. Ați spus că ați fi mai bun. Da, la realizări sunt mai bun. Categoric. Da. Nu discutăm acum. Haideți, păi, nu intrăm în probleme tehnice. Acolo, venituri, din ce-i făcut bugetul? Haideți să vă spun că ceva. Că vă treziți, stați așa, din 27 septembrie alegeri. Da. În 28, presupunem prin absurd că sunteți primar. Da. Păi din 29 veți lucra cu un buget care e valabil până în decembrie. Da. După care în ianuarie veniți cu alt buget, pe care trebuie să-l faceți dumneavoastră. Mă rog, ăla îl propuneți și așa mai departe. De asta vă întreb. Păi cel mai simplu, domnule, din ce ai făcut bugetul unei companii? Din venituri. Veniturile provin din taxe, din impozite, din alte încasări. Da, știți care sunt taxele, impozitele, că sunt alea. Da, haideți să nu intrăm în amănunte tehnice. Și ce mai are? Dați-mi voie să vă spun. Fondurile europene. Alea se repartizează în funcție de capitole pe bugetul. Însuși formularul îți spune ce cuprinde acolo. Este foarte simplu. Pentru un om care a mai lucrat și în alte domenii, am și alte activități, este foarte ușor. Aia este ultima mea grijă. Orice primărie are un specialist pe probleme economice, pe contabilitate, pe aia. Deci este ajutat. Certejul. Da, există. La orice primărie există personal specializat. Păi deci da, dar nu e omul actualului primar. Nu face primarul singur. Da? Nu are legătură. Haideți să vă spun ceva. Oamenii funcționari, în general, dintr-o primărie, sunt niște oameni formați, de care orice primar are nevoie. Și în momentul când se schimbă primarul, oamenii din primărie, aparatul administrativ, se adaptează la noile cerințe și merge mai departe. Că nu poți să înlături niște oameni formați și să zici de mâine, las că mi-aduc eu oamenii mei. Până îi formez, până nu știu ce, trec 4 ani. Și n-ai făcut, te trezești că n-ai făcut nimica. Nu, oamenii sunt foarte... Resursa umană este importantă și trebuie păstrată și adaptată la noile cerințe. Asta e punctul meu de vedere. De acord. Și am lucrat cu oamenii și să știți că am făcut lucrurile astea și mi-a adus rezultate. Știți că se spune că politica e o... Da, știu, Cioran a zis. Dacă vreți, dar mai bine nu. Da, stați niște, că l-am citit pe Cioran. Deci da, politica e o așa.
Păi și dacă politica e așa, ce caută un preot la, vedeți, la politică? Asta e șansa, asta e pierderea României. Foarte mulți oameni cinstiți de valoare nu se implică, poate și pe considerentul ăsta, că se compromit sau, cum mi-a spus mie un om de bine pe care îl stimez foarte mult, dacă intri în politică te murdărești. Și mi-a dat foarte mult de gândit termenul ăsta și o să fiu precaut în sensul ăsta. Oamenii buni, pe considerentul ăsta, nu se implică și țara nu merge pe drumul care trebuie. Părerea mea, să se implice cât mai mulți oameni, să candideze cât mai mulți oameni care vor ca țara să se schimbe în bine, comunitățile să progreseze, oamenii să o ducă mai bine, să fie pace, să fie armonie, primarul să fie a tuturor oamenilor, să nu fie numai a celor care l-au votat, cum se practică, tu nu m-ai votat, nu te ajut. Păi dar de unde știe primarul cine l-a votat și cine nu? Nu deci știu. Asta e o mare prostie. Asta e o problemă pe care nici eu nu știu de unde are informațiile astea, dar că n-are cum se practică, să știți. Se practică și știți dumneavoastră că se practică. O de la plezneală, nu? Probabil. Băi, tu nu mai votai și poate chiar ăla l-a votat. Nu știu, probabil. N-am experiențe de genul ăsta și nici nu-mi doresc. Dar de ce se tem oamenii de primar, în general? În general se tem pentru că foarte mulți oameni cred că atunci când se eliberează un document din primărie, o adeverință, un certificat de urbanism, o autorizație de construire, cred că primarul l-a ajutat. Neștiind că, de fapt, și-a făcut datoria. Primarul este în slujba comunității. Primarul este plătit din banul comunității. Teoretic. Din taxe, impozite. Și practic. Și în momentul când cetățeanul vine la primărie, ar trebui să vină în postura aceasta. Domnul primar, vă rog să mă ajutați și domnul primar să realizeze că, de fapt, își face datoria când comunică și rezolvă problemele cetățeanului. Și nu se practică. Apropo așa de problemele cetățeanului, tot de pe Facebook-ul nostru, care a zis că a început să vă placă, materialul 2, vă rog, regia, dacă e pregătit, ne uităm împreună. O să-l deschid aici pe telefon, da, să vedem și ce scrie acolo. Două secunde să îl și găsesc. Asta e, cred că... Doamne ajută, ăsta e? Regia, da, da, da. După mai multe întâlniri avute cu președintele Consiliului Județean Hunedoara Mircea Flaviu Bobor, acesta a răspuns favorabil solicitările mele de a veni pe teren. Adică l-ați rugat frumos pe Bobor? Da, l-am rugat și mulțumesc respectuos. Dar de ce mai multe întâlniri? Păi, mai multe întâlniri mă refer la faptul că eu sunt într-o relație destul de amicală, să zic, cu domnul Bobora, că ne cunoaștem de foarte mult. Bun. Timp, m-a ajutat în... Ziceți dumneavoastră, pe urmă, astăzi am făcut o vizită împreună cu candidatul pentru Consiliul Local, deci cu un candidat... Candidatul din Vărmaga, satul unde e, da, drumul care respectiv. Care e și consilier, nu? Nu este consilier, este numai deci candidat. Cu candidatul și cu președintele Consiliului, da, Județean mai sus menționat, respectiv domnul Bobora, da, pe drumul care traversează satul Vărmaga din comuna noastră pentru a prezenta situația dificilă, bla, bla, bla. Ok. În urma discuțiilor purtate la fața locului, domnul Bobora mi-a confirmat faptul că lucrările de reabilitare a drumului vor fi efectuate anul acesta. Vă asigur că dacă mi-acordați votul dumneavoastră și voi câștiga alegerile locale, ocupând funcția de primar, așa, voi insista la toate instituțiile statului, indiferent de culoarea politică, pentru dezvoltarea acestei comune la nivelul alegeți, așa, e un pic de campanie electorală pe Facebook, nu prea aveți, voi ați încălcat legea. Ok, mi-asum. Așa. Și puneți niște poze dumneavoastră, dacă putem vedea pozele mai mari, le putem vedea mai mari? Nu cred. Nu. Cu domnul Bobora, cu dumneavoastră și cu candidatul respectiv pe drumul ăsta de la Vărmaga. Păi, părinte, da, v-a promis Bobora că încep lucrările. Păi când încep lucrările? Când 27 septembrie sunt alegeri și Bobora nu mai e pe nicio listă la Consiliul Județean. Ce mai face Bobora? Dați-mi voie să vă spun, adică că... Adică e o promisiune așa mai... Dați-mi voie să vă spun că... Și s-a trezit Bobora acum, după 4 ani de mandat, drumul, să vadă drumul de la Vărmaga. Da, drumul acesta... Era cu ce a făcut? Nu l-am văzut. În mod normal, drumul acesta trebuia să fie reparat până la alegeri, până în campanie. Dar având un primar care are o problemă cu modul de comunicare cu autoritățile superioare, cred că asta e motivul. Nu sunt sigur. Probabil că există o reticență, vedeți dumneavoastră, dacă vorbești frumos, ți se răspunde cu aceeași monedă, dacă
apelez la un limbaj așa mai de ochiat, există o anumită rezervă. Din păcate, se ține seama și de aspectul acesta, de unde vii și dacă ai susținere sau nu ai. De asta insist eu în material că voi încerca să colaborez cu toate. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Ce mai face Bobora să alege praful de promoție? Încă nu se știe. Haideți să avem răbdare. De ce ne grăbim? Păi 4 ani până acum n-a văzut vărmaga, s-a trezit. Nu vă supărați, în acești 4 ani, dacă vă uitați pe realizările Consiliului Județean și cred că ați făcut-o. Dar nu are nicio treabă vărmaga. Sunt foarte multe drumuri care s-au făcut. Dar este drum județean. Sunt și multe lucruri. Este drum județean. Păi, tocmai de-aia. Este drum județean, dar s-au făcut, au fost și alte priorități. Păi, de ce l-a făcut și pe ăsta? Știți că Hunedoara are cea mai lungă rețea de drumuri județene. Domnul părinte. Deci sunt probleme. Sunt probleme. Nu le poți face pe toate odată. Păi și ce are vărmaga? Sunt niște priorități că nici eu nu o să pot să transform. Ce nu a ajuns cu 3 ani la Bobora, dacă tot era. Nu aveam intenția să candidez. L-am lăsat pe primarul actual. Suna ai mixtiune în atribuțiunile primarului. Păi, și acum spuneți că nu. Acum este deja campanie electorală. Nu este. Pre-campanie. Da. Pre-campanie, da. Așa. Dar la momentul la care probabil că ați făcut postarea asta, nici n-aveați depusă candidatura. Deci părerea mea e că Bobora n-are ce să facă acolo și că asta e o mare barbă. E părerea dumneavoastră, eu am încredere mare în domnul Bobora și în partidul. Da, ce m-aș bucura ca în urma emisiunii să văd că mâine se apucă de lucrările de la Vama. Doamne ajută! Mi-ar mulțumi mie să Doamne ajută, acolo. Uitați! Vin și eu și candidez la Certej. Gata, nu pot să vă iau pe lista de consiliere. Păi asta nu, e primar direct, dar eu mă fac independent, independent. N-aveți nicio șansă, vă bat, să știți. De ce? Pentru că sunt bun. Mândrie înaintea căderii, părinte. Nu, să nu spui niciodată. Haideți să vă spun. Deja v-a venit dumneavoastră acum, mai târziu. Dacă veneați acum 2 ani la Certej, aveați șansă. Deci asta era, de fapt. Dar mă gândesc foarte serios. Peste 4 ani. Continuare. Peste 4 ani, când eu îmi termin mandatul, dumneavoastră să veniți, că vă predau cu bucurie. Da? Dar cum să faceți o sfârșită? Cam 4, vă fac și o slujbă ca să vă fie bine. Dar dacă ieșiți primar, acum mai râdem, mai glumim. Sigur că da. Dacă ieșiți primar și peste 4 ani nu mai ieșiți. Așa. Mai aveți dreptul să fiți preot. Nu mai pun problema, pentru că eu am 60 de ani și cu mandat 64, nu mai e cazul. Deja mai las pe alții să muncească. Adică până la urmă mi se... Nu pun așa problema. Până la urmă ne urmăm drumul firesc, mai avem dreptul să ne odihnim. Am 32 de ani la Combinatul Siderurgic Hunedoara. Eu am muncit cu condiții de muncă mai deosebite și cred că am făcut foarte multe lucruri și merit să mă odihnesc. Asta e programul. Mai am un singur material pentru mine. Vreau să vă scot ochii, dar la figurat, știu, eram convins. Materialul 3. Vă rog, dacă l-aveți la îndemână. Părinte, ați rupt multe inimi în tinerețe. Aici arătați bine. Aici e complicat. Știți cum? Multe inimi care se rup, nu poți să comunici cu ele. Și eu mă uit și admir multe frumuseți, dar nu știu ceilalți ai mei cât am admirat. Sunteți eu. Sunteți căsătorit? Da, căsătorit, am și 2 copii. Să vă trăiască. Eu aici... Mulțumesc nu, arătați bine poza aia și de asta am zis așa. Pentru la vârsta noastră e... Mulțumesc, e okay. Mulțumesc. Aveți acolo o chestie care mie nu-mi place, s-ar putea să n-am dreptate. Ia să vedem dacă vă dați singur seama despre ce e vorba. Nu știu în momentul ăsta. Ați folosit culorile drapelului național pe... Pe Facebook. Nu pe Facebook, ci pe o postare cât de cât electorală. N-am știut, sincer. N-am știut. Păi vreți să fiți primar? Păi nimic, învăț, să știți că eu învăț repede. Învăț foarte repede. V-am spus, nu m-am pregătit cu nu știu câți ani în urmă să acced la funcția de primar. Am înțeles. Cine sunt consilierii de la PSD care vă susțin cel mai puternic? Toată echipa. Am cei care i-ați enumerat dumneavoastră și următorii sunt o echipă foarte tânără, aproape din fiecare sat, niște tineri entuziaști care au muncit foarte mult cu mine până acum, ne înțelegem foarte bine, am convenit să dăm tot ce putem și să facem altfel de politică în Certejul de Sus. Dar nu pot să nu vă mai întreb următorul lucru. Vă mai întreb o dată, de fapt. Da. Dacă câștigați fotoliul de primar, vă înscrieți în PSD? V-am spus să nu ne grăbim. Eu, da sau nu? Haideți să vă spun. Eu sunt adeptul următor, pas cu pas. Încet, trecem primul pas. M-am oferit să mai vin la dumneavoastră și dacă se întâmplă asta, o să vă spun atunci ce decizie
voi lua în continuare. Cine a făcut slujba duminică la biserică? Preotul paroh Petru Băluța. Deci dumneavoastră. Da. Și duminica asta cine o face? Duminica asta tot eu îl mai fac. Este ultima duminică când mai fac, da. Cum să nu? Campania începe în... 27, nu? Mai este până în 27. Duminică e în 23 și un moment frumos. Ce o să le spuneți? O să le spuneți enoriașilor să vă voteze? Atenție mare! O să am un moment de inspirație duminică, fiind un moment crucial în viața mea, în care le voi spune încă o dată oamenilor, le voi mulțumi de fapt pentru că m-au făcut să mă simt acasă la Certej, m-au făcut să simt o bucurie enormă ori de câte ori și au făcut timp să vină la biserică. Acum? La Hărău și la Certej. Și în casa parohială? Da, în casa parohială. Dar atunci trebuie să plecați în timpul campaniei din casa parohială. Ei, nu știu dacă trebuie să plec. Păi dacă, dacă nu sunteți preot, ce să căutați în casa parohială? O să-mi găsesc, că dacă așa nu, va fi, e logic. Dacă așa este, o să-mi găsesc o gază, nu-i problemă. Nu, stau și mă... O să mă primească câte o noapte fiecare din comunitate. Din gospodari. Da, am înțeles. Nu, părinte, vorbesc serios acum. Nu e nicio problemă, asta e cea mai mică problemă. Nu așa ar fi nu, normal. Casa parohială, chiar dacă sunt suspendat, cineva mă înlocuiește, deci nu este definitivă suspendarea mea. Este pentru o lună de zile, nu se schimbă nimic din punct de vedere administrativ. Casa parohială este în administrarea mea în continuare și atunci când va fi definitiv contractul meu cu episcopia, ori suspendat definitiv, ori revenire, atunci discutăm concret. Păi și dacă ieșiți primar, unde locuiți pe urmă? Atunci clar nu mai aveți ce căuta în casa parohială. Sunt o grămadă de apartamente libere în blocurile de la Certej. Găsesc să închiriez, nu e nicio problemă. Asta e, și chiar nu fac probleme. Familia noastră așa ceva? Păi știți că Hărău de Certej e la 8 km. Ce înseamnă aia? O nimica toată. Am înțeles. Deci noastră nu simțiți în momentul ăsta că politica nu se îmbină la un mod plăcut cu iubirea față de Dumnezeu și cu toate astea? Păi nu, nici nu se pune problema. Dumnezeu îl avem în suflet, este lumea noastră interioară, iar în lumea asta, fără politică, nu se poate până la urmă. Fiecare om face politică în felul lui. Unii se înregimentează, alții și independenții fac politică. Haideți să fim serioși, toți, absolut, și profesorii și doctorii și toți. Ne pasă de ce se întâmplă în cetatea noastră și este foarte bine când oamenilor le pasă. Indolența, nepăsarea, să știți că duce la nimic. Aveți o monedă? Nu. Nu, n-am niciun fel de monedă la mine. Cunoașteți pilda cu Hristos, da? Care? Aceea în care... Dați cezarului ce al cezarului. Dați cezarului ce al cezarului. Și lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu. Și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Da, este perfect. Asta e. Fiecare trebuie să ne facem datoria. Dumneavoastră cui dați? Eu le împac pe amândouă, să știți. Se poate. Datorie. Ba, se poate, să știți. Ba, asta a și spus Hristos. Dă-i partea lui Dumnezeu care îi se cuvine, dar fă-ți și treaba față de cezar. Adică plătește taxele și impozitele despre care vorbeam. La ea se referă. Că era vorba de banul când trebuiau să-și plătească apostolii. Păi da, și mai să treceți impostirea de cezar, că o să vină taxele și impozitele la primărie. Nu cezar, administrator, haideți păi să tot, nu. Păi tot, cezar. Un administrator, nu. Noi suntem toți administratori în viața asta, în orice domeniu. Mi se scrie din regie la modul ai depășit. Ok, am depășit. Dați-mi voie în final să spun ceva. Vă rog, dar nu mesaj electoral. Nu. Vreau să spun crezul meu. O luptă e viața, deci te luptă. Cu dragoste de ea, cu dor. Pe seama cui ești un nemernic când n-ai un țel hotărător. Tu ai pe-ai tăi. De n-ai pe nimeni, te lupți pe seama tuturor. Doamne ajută! Doamne ajută, binecuvântează, părinte! Amin! Stimați telespectatori, preoția sau primăria, preotul de la Certej, încă în curând, de fapt ce în curând, de-a dreptul candidat independent, că zice că și-a depus candidatura, dar susținut de PSD, situație tare interesantă acolo la Certej, eu sunt curios ce o să iasă, cum o să iasă, cine o să iasă, o să fiu cu ochii pe... Întrebare. Deloc mulțumit de acțiunile lui Câmpean și de ceea ce a făcut acolo pe final. Câmpean, nu eu trebuie să fiu mulțumit. Păi, dacă v-ați hotărât cetățenii să candidați, Certejului trebuie să fie mulțumiți. Nu, și eu cred că eu nu sunt mulțumit, categoric nu sunt. Că... Și ultima întrebare. Blat PSD PNL? N-am de unde să știu. N-am. Când o să am cunoștințe solide, o să vă informez. Stimați spectatori, rămâneți cu Capital TV, televiziune cât se poate de pe bune, numai bine.